Aproape 51.000 de vieți a luat coronavirusul până acum în România. 273 de decese au fost anunțate doar la ultimul bilanț. Însă, pe lângă cei răpuși de COVID, sunt și pacienții cu alte probleme de sănătate care se sting pentru că, din diverse motive, nu mai ajung la spital. Doctorii trag un semnal de alarmă. Urgențele nu trebuie amânate și singura soluție pentru a elibera unitățile sanitare de COVID este vaccinarea. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Pat lângă pat și lângă fiecare o butelie de oxigen. Bolnavi care stau pe scaune, pentru că nu mai sunt nici măcar tărgi libere. Zile în șir în care în unitatea de primiri urgențe a Spitalului Sfântul Pantelimon din capitală au fost internați și peste 100 de oameni cu infecția COVID. Toți cu plămânii afectați și necesar mare de oxigen. Holul arăta ca un salon îngust, unde se înșirau paturi puse cap la cap. Mai găseam un loc să mai punem un scaun pe care să stea un pacient cu tubul de oxigen între picioare. Asta este realitatea cu care noi ne confruntăm. Colegii sunt mai mult decât epuizați. Am avut paciente gravide, am avut pacienți tineri care ne-au și decedat. Nu ai cum să rămâi de piatră, cât de mult ai strădui. Din cauza numărului mare de bolnavi cu SARS-CoV-2, multe secții din spital sunt acum în zona roșie. Acest lucru se întâmplă în toate unitățile sanitare de urgență. Urmările sunt extrem de grave pentru toți ceilalți oameni cu afecțiuni cronice. Fie nu mai vin la spital de teama COVID-ului, fie nu au locuri, deși au nevoie de internare. Pot fi anumiți pacienți care au nevoie de anestezie generală. Secția de terapie intensivă este plină și automat acest pacient sunt temporizați pentru că nu ai cum să internești și să-i rezolvi. Ce poate însemna această temporizare? Boala lor să se agraveze, să fie mai dificil de rezolvat peste niște săptămâni. Doctorii spun că în ultimele luni au ajuns la spital mult mai puțini oameni care au suferit un infarct sau un accident vascular cerebral, adică pacienți care reprezintă urgențe medicale. În primele 9 luni ale acestui an, doar 27.000 de pacienți care au suferit un accident vascular cerebral au fost internați în spitale, spun neurologii, adică mai puțin de jumătate decât numărul celor care au primit îngrijiri medicale în anul 2019, un an fără pandemie. Iar un avertisment vine și din partea cardiologilor. Cei care au probleme cu inima să nu amâne consultațiile. O intervenție făcută peste câteva luni poate fi tardivă. Noi suntem aici, lucrăm, dar ei trebuie să vină la noi ca să îi putem ajuta. Totodată recomandă cu fermitate. Bolnavii cronici trebuie să se vaccineze împotriva coronavirusului. Pot evita astfel o formă severă în cazul în care fac COVID. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.